E ca un bulgăre de sare zăpadă care trebuie construit și rostogolit la vale ca să se schimbe ceva. Cristian Dascălu este românul care a lucrat pentru giganții Google și Facebook. După experiențe la Londra, Zurich, California și New York, Cristi Dascălu a decis să se întoarcă acasă. Este convins că în țară are foarte multe lucruri de făcut. Mă întâlnesc cu oameni prin intermediul vlogului, întâlnesc cu oameni care spun că bă, aici nu se poate face pentru că nu e totul bine și trebuie să mă duc afară ca să fac eu lucruri mai bune. Și de multe ori asta e o scuză. E o scuză pentru că omul respectiv nu încearcă suficient de bine aici și crede că afară se va găsi rezolvare doar prin simplul fapt că schimbi locația geografică, însă și afară e nevoie de muncă, poate chiar mai multă muncă ca în România. Și asta am învățat eu și e unul din motivele pentru care m-am întors în România, pentru că aici am o șansă să am un impact mai mare pentru societate decât dacă aș fi rămas acolo. Tu, de fapt, ai avut un job, o ofertă de muncă la Google, pe care ai refuzat-o. După toată experiența ta în atâtea orașe mari, în atâtea centre puternice, ai ales să te întorci în România. Un pic șocant pentru fiecare dintre noi. Cum se justifică alegerea asta, când trei sfert din România nu mai știe cum să plece din țară? Am avut șansa să experimentez ce înseamnă să locuiești în afara țării, tânăr fiind. Mulți oameni și eu voiam să plec și îmi doream să plec înainte de a avea experiențele astea, iar faptul că am avut șansa să gust din ceea ce înseamnă statul afară pentru o perioadă, mi-a arătat că lucrurile nu sunt cu mult, mult mai bine. Într-adevăr, se poate locui mai bine acolo, poți să duci un trai mai fericit acolo dacă vrei, însă poți să fii la fel de fericit și aici, adică oriunde te-ai duce, cam tot tu ești acolo și dacă eu vreau să fac lucruri bune în România, cu siguranță o să pot face lucruri bune în România. Dacă nu sunt capabil să fac lucruri bune în România, nu o să fiu capabil să fac lucruri bune nici în afară. Ce nu l-a impresionat atât de mult pe un român în Elveția? Ce nu mi-a plăcut în Elveția a fost rigiditatea cumva a societății în ceea ce privește limba și cultura. Ei au o cultură destul de diferită față de noi românii. Și atunci când m-am dus în America mi s-a părut foarte familiar, spre exemplu, pentru că am crescut privind filme americane la televizor și seriale americane și mergând pe străzile de acolo identificam tot felul de lucruri pe care le-am văzut în filme deja și mi se părea că parcă am mai fost pe aici. Când am fost în Elveția, lucrurile au stat complet diferit și limba lor, ei vorbesc în Zurich, unde am fost, eu vorbesc cu o swiss-germană, o elvețiană, o germană foarte ciudată și eu nu sunt foarte bun cu a învăța limbile și atunci pentru mine era mult mai accentuată bariera asta de limbă și culturală, pentru că ei au alte obiceiuri față de noi, se comportă cumva altfel față de noi. Te-a deranjat într-un fel perfecțiunea elvețiană de care vorbește toată lumea? Ai resimțit-o? Cu siguranță am simțit un impact, pentru că eu am fost obișnuit să cresc în România unde lucrurile nu sunt tot timpul perfecte și unde există... Lasă-o, bă, că merge așa. Exact, există acest lasă-mă, că merge și așa și chiar am ajuns în Elveția, am ajuns prima dată când am aterizat pe aeroport la ei, am luat trenul și am fost uimit de faptul că nu se auzea niciun sunet în jurul meu și trenul mergea foarte, foarte lent și nu vedeam așa o mătură sau un om să vorbească, să spargă o sămânță sau ceva și chestia asta mi s-a părut wow, e ceva ieșit din peisajul normal cu care sunt eu obișnuit. În același timp aveau și un dispozitiv pe care îl scoteau aproape în fiecare dimineață și curăța mizeria dintre șinele de tramvai cu apă cu presiune și am fost wow, cât atenție la detalii poate să aibă oamenii ăstea în condițiile în care România nu prea vezi așa ceva. Și în America? America a fost o experiență, cum spuneam, foarte familiară datorită faptului că am urmărit mult conținut american crescând, multe filme, multe seriale. A fost în New York-ul, spre exemplu, a fost foarte agitat și mi-a dat cumva un impuls de adrenalină din punctul ăsta de vedere. În același timp am rămas cu un oarecare gust amar pentru că nu era la fel cum era povestit la televizor. Spre exemplu, am fost și în Los Angeles. Am fost în Los Angeles și chiar pe Walk of Fame, pe strada lor foarte faimoasă, care te aștept să fie lună și să poți să stai pe jos, să mănânci de pe jos, să zicem așa, erau mulți boschetari acolo, era multă vomă și am rămas surprins de aspectul ăsta la care chiar nu mă așteptam. Așteptam să găsesc alte standarde de curățenie din punctul ăsta de vedere. Nu zic că România stă mult mai bine la capitolul ăsta, dar a fost o diferență între așteptări și realitate pe care am resimțit-o acolo.